În anul 2024, pachetele cu alimente vor fi în cuantum maxim de 125 de lei și se vor acorda odată la 6 luni. Valoarea acestor pachete a scăzut semnificativ față de anul precedent, când valoarea produselor alimentare la raft era de 390 de lei. Lista produselor incluse în pachetele cu produse alimentare a suferit modificări nu doar valorice, ci și cantitative. Din lista veche, fiind eliminată smântâna de gătit, iar cantitatea de făină și carne conservată de porc a fost redusă. Pachetele alimentare vor fi distribuite beneficiarilor de două ori pe an, adică la fiecare 6 luni, și sunt destinate persoanelor cu venituri mici, inclusiv celor care primesc ajutoare de incluziune, celor care beneficiază de sprijin pentru familii cu copii sau persoanelor care se află în situații dificile. În paralel, în acest an mai urmează încă 3 tranșe în care cardurile sociale vor fi alimentate cu câte 250 de lei, respectiv în lunile august, octombrie și decembrie.